Pe site-ul someșanul.ro poți citi ultimele informații din 4 județe: Cluj, Maramureș, Sălaj și Bistrița Năsăud. Ziceți-mi de la început ce s-a întâmplat. Da, joi seara, să vă spun cum am început, să spun. Am trecut să ne ducem la garsonera, la autobusul de 8 și 10. Și am trambesat, într-adevăr, eu îmi recunosc Dina că am fost și eu vinovată, că nu trebuie, dar dacă nu a fost nimic, zic, nu mai merem până la trecerea de pieton, hai să trambesăm pe aici, să prindem autobusul, să nu mai stăm încă o oră și ceva în stație. Și eu am venit, am avut cam așa, cam un metru, cred că ar fi fost să... De la bordură. Da. Și atunci a venit mașina aia, dar eu m-am asigurat că m-am uitat să nu vie ceva, că nici la trecerea de pieton nu treceam, că stăteam și așteptam până vine în spate șoferul semn. Atunci nu știu ce a fost. Și după ce m-a lovit în plin, copilul Ștefanu a apucat de-o trecut bordura pe trotuar. Și pe mine m-a lovit, dar din plin. Mi-a zburat și janta și plasa și tot ce am avut, când ne-am pus haine să ne schimbăm acolo, dacă merem la Cluj. Și nu s-a ridicat departe. El s-a dat jos, dar nu a avut nicio frână, nimica. Când odată mine, atunci a oprit motorul. Dar șoferul din ce parte circula? De unde venea? Vinea din spre... Mergea spre gară, cum să spui. În partea aia, vinea din la centru. De la judecătorie spre gară, nu? Da, da, da. Și m-a lovit așa din plin. S-a dat jos, zice, n-am ce să fac. El plânge. Bunii, zic, lasă, nu plânge că acum așa ceva. Și mă ia și mă ridică, dar nu mă duce pe partea dreaptă, cum am mers încolo, că m-a trambesat trisperte, drum pe partea aia dată. Și-a vorbit, zice, hai să te duc la spital, că eu am pe cineva la spital, zic el, către mine. Și după aia au sunat. La spital, la ambulanță, nu a venit. Eu am auzit cum a vorbit la telefon, a spus, cheamă poliția. Nu. Dacă o chema poliția, au venit poliția, dar au venit trei. Au venit o mașină de poliție cu trei agenți, nu? Da. Acum, eu cred că două mașini au fost. Acum eu pe durerea aia mai. Și după aia au venit, trei polițai au fost. A anunțat pe frate, zice, mă, eu tot, așa am auzit, mai frate, zice, eu am lovit-o pe aia. Ia unde? Uite unde. Imediat a venit și ăla, și acum aia nu știu ce a fost, soră sau cumnată, zice, ce vrei, trebuie bani, trebuie bani? Hai, du-te pe picioare, că poți mere. Cine v-a spus? Zice, trebuie bani, trebuie bani. Dar cine a fost, o doamnă? O doamnă. A venit și acolo? Da, dar a venit cu... un bărbat. Abia nu știu ce-o fost, soră sau cumnată, nu știu cine-o fost. Și zic, mie nu-mi trebuie bani. Dar pune piciorul la pământ. Cum să-l pui, că eu nu l-am putut mișca? Pune piciorul, zice, calcă pe piciorul. Nu pot să calcă, mă doare rău. Zice, dar ce te faci, că te doare? Zice, îți trebuie bani. Nu-mi trebuie bani. Îmi trebuie sănătate. Da. Și atunci a venit și poliția acolo. Numai cu el a povestit, dar eu din partea asta n-am văzut numărul la mașină, în partea aia la alta. Că, n-am putut să mă văd și aia a fost în apropierea mea și poliția e cu el. Numai cu el a povestit, cu mine, atâta că mi-a cerut buletinul să-i dau ca să-mi iei datele și mi-a dat etilotestul ăla de două ori să suplu el. Dumneavoastră v-a dat etilotestul? Mie. Că zic că, poate ești băută. Hai, domnule, zic, cum ești băută? Că zic, eu iau un punct de medicamente, că iau o tablete, păi și cum să fiu băută? Suflă aici, de polițian. No. Suflu dacă m-a obligat să suflu. Dar zic, dar de ce nu mi-a dat mie? De ce nu a dat la șofer? Nu mai răspuns polițianul nimica. Și la șofer nu i-a dat etilotestul să îi vadă alcoolemia? Nu am văzut că dacă mie mi-a dat de două ori, păi de ce mi-a dat de două ori? Dar de două ori v-a dat rezultatul la 0 și încă o dată 0? Sau nu v-a arătat? Să vă spun și aici, zice, uite, te vezi că ești băută. Băi, domnule, nu mă zăpăci de cap în durerile astea mari. Cum îți băută? Și nu că
oară. A doua oară nu mai zis iară nimica, fără după aia m-a ținut acolo la bară, la pod, că acolo vine la mine la pod, zice, dar nu poți să cași pe picioare, nu. M-a luat și m-a dus polițaiul până la urmă la spital. Cu mașina poliției? Da, cu mașina poliției. Pe bancheta din spate sau unde v-a pus? Pe bancheta din spate. Și m-a spus, dar vezi că să nu murdărești ceva în mașină, să ai ceva ce să murdărești în mașină, zis polițaiul. No, după ce m-a dus la gardă, o vorbi cu domnul doctor, pe ce o vorbi, eu nu știu, că acolo pe poliția am văzut, dar pe băiatul ăla, că nu s-a arătat, că dacă m-a băgat ea după ușă, n-am văzut că cine a mai fost acolo. Și zice domnul doctor, n-ai nimica, dar mi-a spus că aici am un hematom și trebuie să mă taie cu bisturiu. Deci spune-mi dumneata ce vrei să faci, te duci acasă sau rămâi aici? Domnul doctor, eu acasă nu mă pot duce așa. Păi n-am putut să stau deloc. Zic, eu acasă nu mă pot duce. Cum să mă duc acasă dacă sunt haloana? Treaba dumneitare. Atât am eu spus. M-am dus acolo în salon până la urmă și... Deci v-a internat... Ne-a făcut internarea. Dar eu i-am spus așa, ei trebuie să știe dacă cine a fost din la poliție, nu? Eu așa mă gândesc că... Și eu trebuie, nu, dacă și el a venit acolo, numai poate nu a vrut să-l implice pe el. Dar din la poliție a fost acolo la spital. Nu, m-a luat, m-a dus în salon și apoi mi-a făcut o perfuzie, deci mi-a pus o bramură din aia și mi-a făcut calmant, că cred că calmant a fost. Și seara și dimineața și altul nu mi-a mai dat nimica. Atât a fost tot. Eu am întrebat pe domnile asistente care au fost de dimineață, că alea de noapte, alea au plecat acasă la ora 7. Și cineva i-a spus la una, zice, vezi, tu nu te mesteca dacă vrei să ai servici. Că eu zice, zice, dumneata, zice, ai grijă de dumneata. O zic că tu să nu te mesteci dacă vrei să mai ai servici. În ce să se mestece? În cazul deci să-mi spui ceva, mie, că cam ce-ar trebui să fac. Că aia m-ar fi ajutat ca să găsești ceva, da. Așa e spus, să nu te mestec dacă vrei să ai servici. Și cât a stat în spital? Am stat, ieri după masă am venit acasă și vă și spun de ce și cum. Mă duce până la urmă la... Dar nu-mi dă niciun calmant altceva, nimic, dar avem niște dureri de... Nu mai știam ce să mă fac. Și îmi spune, zice, fii atentă dacă stai în spital, dar nu doctorul mi-a spus, doctorul mi-a spus atunci, dacă vrei să stai în spital, că ce hotărăști dumneata, dacă nu te duci acasă. Păi cum să fiu acolo acasă, mă duc, mă tratează măcar cât de cât. Și îmi spune cineva, zice, fii atentă că dacă stai și din ăsta de accident, plătești și spitalizarea. Nu a fost vorba de aia, dar îți spui că m-a dus la rază, la radiologie și îmi face pil. Am întrebat pe doamna asistentă, acum nu știu cum le cheamă, dar zic, ce rezultat am? Zice, m-am uitat, dar nu ai nimica. Doamne, cum nu am nimica dacă eu nu pot să mă ridic, nu pot să mă mișc? Cum nu am nimica? Și apoi a început... cu vorbe multe, zic, nu-i nimica, doamnă, că, zic, dacă nu, oricum, ce să fac aici? Stau aici să plătesc spitalul, aia treaba ta. Dar zic, cine a fost polițaia aia? O zic, pe dumneata nu te interesează și pe noi nu ne interesează cine a fost. Pe noi ne interesează ca să te tratăm pe dumneata, dar nu mi-a dat nici ce tratament mi-a dat dacă două albă calmine, calmante din alea, mi-a dat nu altceva, nimic. Și dimineața vine femeia... infirmiera aia îmi pune o prandeluță din aia mică, cam trispe. Și îmi dă o cană de ceai, că nu mai a avut să-mi dăie și unt. Dar nu mi-o trebuie, că nici nu mi-o trebuie să mănânc, că n-am avut niciun chef de mâncare și îmi dă două femei care au plecat acasă, îmi dă. Deci ea îți dau untul meu la dumneata. Dar nu-mi trebuie să plasă, că și aia la altă una bătrânică vine, deci îți dau și eu partea mea.
dar n-am putut să mănânc. Și vine doctorul, m-am uitat peste pilme, n-ai nimic. Acum, cum mi-a spune că ai ceva sau n-ai nimic? Dacă nu am văzut sau a văzut altcineva care să se mai priceapă. Acolo fă lucrurile lucrate, așa cum vă spun eu. Și după aia doamna asistentă, dar nici nu mai vine la noi. Nu vine la bolnav, numai când trebuia suna careva, că era o bătrânică acolo și și pe aia o ținut-o legată cu cea peste picioare. S-o deranja doamnele. Și cu mâinile ia uite așa la pat. Și apoi dacă le spui, zice că e rău, nu-ți rea, dar un pic de respect măcar. Și zice, știi ce? Dacă nu-ți place, du-te acasă. Să fii sigură că mă duc acasă. Și la mnează îmi dă într-adevăr mâncare, că nu pot să spui că nu mint, că n-are rostul. Îmi pune acolo ceva, nici nu știu ce supă, fost și cartofi, dar nici nu știu ce-a fost, dar nici lingură, nici furculiță. Că de ce nu ți-ai adus de acasă, dacă pe mine m-a luat de pe drum? Apoi am putut să-mi iau eu de acasă lingură, dacă știam că ce pățesc? Păi nu știu ce mâncați, cu ce vreți. No. Domnul doctor, până la urmă, vine soțul la mine și zic, mă, zic, tu te întreabă pe domnul doctor, care-i problema? Poate mie nu vrea să-mi spuie. Da, a dispărut domnii doctor, amândoi. Până la urmă, și el întreabă, zice, aș vrea să vorbesc cu domnul doctor. Doamna asistentă, că cam una numai dintre ele, care au fost două, una a fost mai... Zice, omul și-a închis ușa, ca să nu se mai întoarcă înapoi la mine. Eu tot așteptam să vie să mă ajute, să mă pot duce până la baie, că nu m-am putut duce. Și îl sun, mă zic, dar tu ce faci, mă, te-ai dus numai din coace? Păi zice, dar închis ușa, zice, nu mai pot să intru la tine pe nicări. Închis ușa cu cheia la salon sau la tot etajul? Acolo, la tot etajul, nu la salon, La tot etajul. Închis ușa. Și cumva m-am ridicat, acolo sus, la unde se sună de urgență. Și vine asistenta, doamna asistenta, dar de ce ați închis ușa să nu poată veni el la mine? Nu e adevărat, că nu s-a închis ușa, doamna, dar pe cum el e chiar nebun de cap? Doar nu e nebun de cap, că doar știe ce vorbește, e lucid, e om sănătos la cap. Cum? Că nu e adevărat. Și vine soțul și zice, da, doamnă, dar nu a fost ușa închisă. Ați închis ușa și eu n-am mai putut intra. Și domnul doctor Munteanu mirose a țuică, a purhot, din plin, de departe se simte. Păi zice, na, uite-te că zice, o băut. Și-a auzit asistenta, zice, ia, e beat. Asta e doctorul care vă trata pe dumneavoastră? Nu, că împreună lucrează ei. Am înțeles. Domnul Munteanu și cu domnul Pandra. Acum ai tătă lui pe domnul Pandra. Bine, zic, Botezan. Și domnul Botezan a plecat. Acum doamna asistentă tot dădea cu gura pe mine. Zic, doamna, nu-i nimica, nu-ți era. Te rog frumos să-mi scoți bramuga aia. Zic, eu oricum mă duc acasă. Că nu te duci. Păi, dacă dumneavoastră așa vă comportați, nu căutați bolnavi, nu vă interesați de un bolnav, are omul nevoie de un calmant de ceva. Nu vine nimeni. A venit la două, care atunci au fost. Eu dacă nu am avut atunci pe moment să dau nimic, la mine nici nu s-a uitat. O mărg de 4-5 ori pe salon, dar la mine nu s-a uitat. O singură dată a vorbit cu mine. Și domnul doctor Botezan a vorbit că zice, m-am uitat peste filmele alea și zice, n-ai nimica. Domnul doctor, cum n-am nimica dacă eu zvai și amar de viața mea? Nici om calma, nimic, adică eu nici mă pot ridica din pat. No, după aia, el s-a luat și a ieșit din salon și zice, ia, au zis că am închis, zice, nu mință, zice și câtă soțul, nu mință că n-a fost ușa închisă. Cum n-a fost ușa închisă dacă mă sună la telefon că nu mai poate intra la mine, că ușa închisă? Zic, cum n-a fost ușa închisă? Nu e adevărat, nu e adevărat. Și a început și doamna asistentă cu gura, n-o, dacă nu, zice, hai și repudă și du-te acasă. Da, dă în coace fișa de internare, că eu semnez. Și îmi spune mie ce să scriu. Scriu, dar pe urmă scriu și eu. Știți?
până la urmă scriu și eu ce ați făcut cu mine. Și să nu vrea să-mi iei prea mura de la mână până ies afară cu el, dacă vrei să-mi îl luați bine, dacă nu smulg eu. Eu nu mai stau aici de bătaie de joc, asta a fost o bătaie de joc, că ați apărat pe cineva. Că ți-am spus că, dar zic, cine a fost polițaiul ăla, că când s-o m-a internat, a fost organul de poliție, nu? O trebuie să știe că cine îi, dar nu, că nu a vrut să spui deloc. Eu zic că nu te interesează și noi nu suntem cu alea, că noi suntem ca să te vindecăm pe dumneata, nu cu poliția și cu șoferul. Da. Și frumos am scris acolo, cum aș fi scris? Că prima dată a zis că să scriu că refuz tratamentul sau internarea? Refuz internarea și vreau să mă duc acasă. Pe urmă am scris eu. Uitați care, dar m-a lăsat să scriu. Și am scris. Dar zice câte soțul doamna asistentă, dar din cât pare mă amintesc acum așa ce am scris. Că ia, nici autoritățile de la poliție, nici cadrul sanitar nu se interesează de cazul ăsta de nimica. Păi n-am zis rău, am zis rău că nu am zis rău. Și zic, oare ce v-am mai spus? Am mai scris acolo, da, când o vine domnul doctor, zice la soțul, nu o duce acasă până nu vine domnul doctor. Că vine domnul doctor, eu nu mai stau, domnul doctor a fost aici, de ce nu o dat-o lămurire? Măcar ea uită, asta sau aia, nu? Să spuie că ce-i cu persoana. Vine domnul doctor, zice, știi ce, n-o pleacă acasă. Că o zis doamna asistenta aia, o zis că și domnul doctor Munteanu miroase a țuică. Da, într-adevăr, o mirosit a țuică, de n-ai putut sta lângă el. Că ei din aia să-și bată joc de omul bolnav. Atunci le trebuie salari și le trebuie bani mulți. Și voi externat atunci, așa ați venit acasă? Da, mi-a și spus, zice, o și zis asistenta, zice, da, zice, ea o semnat acolo, dar uitați-vă, domnul doctor, ce-a scris? Zice, nu contează ce-a scris, că, zice, nu mă interesează, că eu, oricum, atât o zis, oricum, na. Și apoi am ieșit afară, am coborât cu liftul public, până la jos la parter și am contactat eu acasă. Da, cei de la poliție v-au mai contactat, v-au căutat, v-au întrebat de... N-ai au fost, că și domnul doctor Munteanu a zis, ce tu zici, îți trebuie bani? Că m-a zis, domnul doctor, dar pe nu vine nimeni, nici de la poliție, măcar să vadă că ce s-a întâmplat sau ce cu omul ăla. Nici șoferul, dar ce tu zici, îți trebuie bani? Nu-mi trebuie bani, mi-mi trebuie sănătate. Atât i-a spus. Așa m-a luat domnul doctor Munteanu. Și dacă i-a spus că uite așa mă doare și așa mă doare, dar eu cred că să nu-mi pie și bazinul fisurat, când mă rădic și ăsta, simt că parcă se deschide ceva. O zic că nu am nimica. Nu. Și unde sunteți lovită? Lovită? La picior? La picior e la amândouă. Cred că doar pe noi suntem. Și mă doare piciorul rău. Uitați. Parcă nici n-a fost. Aici mă doare foarte rău. Că și când calc, uitați, mai ales aici. Și genunchele încă atâta de ce. Pe ce trebuie bisturiu? Atâta mi-a spus domnul doctor atunci seara când m-a internat. Și aici, uitați. Așa-s. Dar nu știu de ce mă duc acolo ceva. Și ăla e la mine. Dar altceva n-am nimic, că nu mi-o dat nimic. Nu vreau să-mi dai. Nu știu. Hai pleacă, hai plecați. De doamna asistentă. Pe site-ul someșanul.ro poți citi ultimele informații din 4 județe: Cluj, Maramureș, Sălaj și Bistrița Năsăud.